găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Destine. Cred că l-am avut în cadru de la început pe domnul avocat Dragoș Jenuc, așa că de la bun început trebuie să-i spun bună seara și bun venit la TV Giurgiu, la a doua emisiune din momentul când am început să emitem. Bine v-am găsit și felicitări pentru debutul acestei televiziuni. În primul rând, aș fi vrut să-l întreb pe domnul avocat dacă a fost drumul greu până a ajuns aici, fiindcă noi suntem puțin mai retrași acum, mai lateral, nu mai suntem în buricul Arașului, dar nu o să mai aștept răspunsul, fiindcă numai prezența dânsului aici ne demonstrează că, indiferent prin ce trecea, tot a ajuns. Da, mai completați cu răspunsul că dacă am ajuns eu, înseamnă că a fost ușor. Bun, mulțumesc pentru un asemenea răspuns. Oameni și destine. Stimați respectatori, când spui destin, te gândești în primul rând, ca să o spune la modul mai general așa, la soarta pe care ți-a hărăzit-o Dumnezeu. Când spui destin, te gândești la o forță, la o voință supranaturală despre care se crede că hotărăște în mod fatal și irevocabil tot ce se petrece în viața omului. Am notat aici pentru dumneavoastră, bineînțeles și pentru mine, ce au spus patru români, eminamente mari figuri din cultura românească. Este vorba de un diplomat, de un scriitor și de doi filozofi. Nicolae Titulescu a spus despre destin că este scuza celor slabi și opera celor tari. Octavian Paller a spus despre destin că este propriul nostru caracter. Iar Emil Cioran, pentru Emil Cioran, destin înseamnă a lupta deasupra sau alături de viață, înseamnă a-i face concurență în pasiune, răzvrătire și suferință. Iar Mircea Eliade spunea despre destin că, de fapt, este porțiunea de timp pe care nu îngăduie istoria. Cam atât acum la această introducere. Altfel spus, pe înțelesul tuturor, mai spun încă o dată, destinul este drumul pe care omul îl parcurge de-a lungul vieții, între reușite sau sacrificii, între câștiguri sau pierderi. Invitatul nostru din această seară face parte dintr-o generație de giurgiuveni care a dat societății oameni deosebiți prin pregătire, prin cultură, prin puterea exemplului pentru ceilalți, dar și printr-o altă însușire pe care toți o căutăm în viață. Este vorba despre acel sentiment frumos și curat, dacă e să spunem așa, se numește prietenie. Când spui Dragoș Jenuc, trebuie să pui alături pe Ovidiu Anițoaia, pe Candy Antonescu, fie Țărâna Ușoară, pe Virgil Chinaru, poate mai aduceți dumneavoastră în memorie, din memorie în actualitate, da, câteva nume, da, din generația dumneavoastră. Suntem foarte mulți colegi care ne putem mândri cu titlul de prieteni, dar sunt aia că fie spus Dimi Săndulescu, Vasilescu, Miri Vasilescu, Rică State, și mulți, mulți alții care, cu care îți face plăcere să te întâlnești și să constați că parcă te simți uneori cam, dacă nu te uiți în oglindă, la fel de tânăr ca acum 50 de ani. Adică fără oglinzi. Fără oglinzi. Dați-mi voie, fiindcă ați venit la noi la TV Giurgiu, să vă spun la mulți ani, domnule Ujeniuc. A fost. Nu a fost. Vorbesc pentru sărbători, pentru... A, la mulți ani pentru anul viitor. Așa, și pentru faptul că sunteți pentru prima dată la TV Giurgiu, la o nouă televiziune apărută în mass media giurgiuveană. O să intrăm în subiect, cum s-ar spune, în desfășurătorul emisiunii. Dacă cineva v-ar întreba despre viața dumneavoastră, cu ce ați începe dumneavoastră să-i deșirați așa? Sigur că
suntem datori toți cu o copilărie, adică este o perioadă a vieții pe care nu o uiți și care cu siguranță îți marchează restul vieții. În primul rând, în ce cartier ați copilării? Ca să o luăm așa de la zero, de la A. Așa e chestie drăguță, că eram poate din familie cele mai sărace din Giurgiu, dar stăteam în cel mai select cartier, în casa fostului prefect al județului, fostul județ Teleorman, Geraniu, avocat de succes, pentru că acolo ne-au băgat cu chirie comuniștii. Asta e. Deci stăteam acolo unde nu stătea nici măcar Ioan Nițoaia, care al cărui tată era doctor. Dar așa era pe vremea aia. Adică comuniștii mai au făcut bine unora. Unora. Deci tot așa era cu unora, da. Și altora. Liceu, știu că l-ați petrecut la Maiorescu, care de fapt era și singurul pe acele vremuri. Aș vrea să vă întreb ce a însemnat acest liceu, ulterior colegiu, pentru Dragoș Ujenuc și pentru viața sa în general. L-a marcat așa în timp? Să nu vă surprindă ce vă spun acum, dar copilăria mea a continuat cu, bineînțeles, cu această adolescență legată de perioada liceului și perioada care toată lumea știe că asta ni se întâmplă tuturor, e perioada primelor iubiri. Să nu vă surprindă că la vârsta asta sunt capabil să-mi amintesc perfect de ce am trăit atunci și nu mi-e greu să o fac, pentru că ce a însemnat iubirea mea de atunci s-a menținut peste ani și dăinui și acum. Vorbiți-ne și despre colegii de atunci, poate nu toți, măcar o parte de care vă mai amintiți, și chiar m-ar interesa să auzim ce ne spuneți despre profesorii care și-au pus amprenta asupra elevului, asupra viitorului elevului Dragoș Ujenuc. Eu știu că nu dă bine să te dai ca exemplu, fie în colectiv, ca promoție, nici ca persoană. N-am să fac în ceea ce mă privește să mă dau eu ca exemplu, că am fost cine știe ce caracter, cine știe ce comportament aparte aș fi avut, dar despre promoția mea pot să afirm cu tărie că a fost o promoție de excepție. Le-am știut, cum s-ar spune, și pe ale bune și pe ale rele. Golănie era golănie, carte era carte. Și asta, pentru că vorbesc de profesori, asta se datorează în mare, mare măsură profesorilor, pentru că, în termeni mai așa, mai liberi, nu ținea cu ei, nu ținea. Trebuia să înveți. Nu trece aici clasa fără să înveți. Jaful care s-a instaurat în învățământ încă din timpul lui Ceaușescu până în zilele noastre și dăinui și în zilele noastre este ceva care înseamnă un dezastru al spiritualității românești. Atunci nu era de conceput ca cineva să treacă clasa fără să învețe, fără să știe. Era incredibil. Mi-amintesc că ne-a pus cineva anume să copiem, eu și încă vreo 2-3, la domnul profesor Tacu, la chimie. Și bineînțeles că s-a prins, a tăcut din gură. Eu mă așteptam să vină teza cu un 7, un 8, așa că așa am potrivit-o eu. Și a venit cu teza cu 3 sau 2, nu știu cât mi-a dat. Și ne-a spus, Eugeniu, eu și mai știu eu, nu știu cine, Bițenco, știți materia pe trimestru 3, treceți, toată. Și ne-a scos la lecția următoare, am învățat de a ne-a găsit boala. Pe urmă ne-a pus și pe trimestru, materia după trimestru 2 și după trimestru 1, să o știm la perfecție. Deci la chimie a trebuit să învățăm, ca să trecem cu nota, cu media 5, să învățăm de nota 9 sau 10 la toată materia anului. Așa se plătea. Adică și ca o pedeapsă până la urmă, nu? Nu, dar asta pățeai, domne, nu învățai, nu treceai. Și profesorii care mi-au spomenit, profesorii care mi-au marcat existența într-un fel major, într-un
Vreau să spun că n-am săruit pe doctorul, pe profesorul Karpis, Victor Karpis, acest titan al învățământului românesc, Giurgiuvean, și domnul profesor Iene, Dumnezeu să-i odihnească, care având noi o mișcare artistică teatrală foarte puternică în liceu, m-au descoperit, zic ei, ca fiind un posibil talent. Și au făcut în așa fel încât m-au convins că viitorul meu în viață ar fi în teatru. Adică să deveniți actor. Da, și am și intenționat să fac lucrul ăsta, însă Dumnezeu a vrut să nu. Păi, nu, că vreți să treceți repede, nu? Nu, întâi o să vă întreb eu, că suntem în zodia sărbătorilor acum, să vă întreb dacă dumneavoastră v-a spus Moș Ajun. Atunci? Atunci, nu acum, că acum nu mai vă primea, știți, atunci, că... Acum mă duc cu nepotul. Da. Mergeam, erau găști frumoase. Nu găștile de acum. Nu, nu, corect. Nu. Erau găști, dar frumoase. Trebuie. Mai scoteam și noi câte o poartă, nu rupeam. Nu. Niciodată n-am rupt. N-am făcut o stricăciune la... Dar de ce o scoteați? Că nu ne primea cu... Asta era... Deci s-a transmis, asta am vrut să știu, s-a transmis de generație în generație. Scoteam partea din țâță și o puneam alături, da. Nu agream treaba asta. Practic nu eram promotorul unor acțiuni de genul ăsta. Chiar, sincer vă spun, nu agream. Dar uite, te mai lăsai dus de... Bine, și mai încă o problemă aș fi vrut să vă întreb cum s-au... Câștigam bani frumoși, câștigam bani frumoși la Bobărnași mulți și bani frumoși și chiar vreo 2 lei câștigam la colinde. S-a întâmplat și 2 lei să câștigăm. Și să duceau copiii, să duceau acum, cu colindele astea. Și acum, dacă nu ai de 100 de mii... Da, și nici nu mai le ard lor de colinde. Vin? Vă mărturisesc ceva. Da. De când m-am mutat în casa în care stau de 13 ani, primesc colindători cu sutele în fiecare an. E o plăcere de necomparat. Absolut. O bucurie de necomparat. Absolut. Revenim acum la ce spuneați cu actoria. Înseamnă că totuși ceva exista la Dragoș Eugeniu, nu? Adică ca aptitudini, da. Aveți un idol, nu în teatru, în cinematografie. Să sune pe atât. Am să rog regia să fie pregătită cu acel telefon de la București, da? Să sune deja. Da, sunați, da? Bun. Deci noi revenim până intrăm în legătură directă. Dumneavoastră personal, practic, simțeați că aveați talent pentru așa ceva? Am avut o pasiune pentru teatru maladivă, aș putea spune. Visam și noaptea, nopțile, nu noaptea. Așa? Teatru, visam să fiu actor, așa era la vremea aia, în liceu, visam multe. Însă viața a demonstrat că nu aveam talentul necesar, pe măsura unui actor veritabil. Nu, n-a fost așa, 3 încercări m-au făcut deci să pierd. Deci ați încercat? Da. Uite, asta n-am știut-o. Așa se face că a doua pasiune a vieții mele, să fac dreptul, s-a manifestat abia după 3 ani. Să ne oprim puțin, da? Da. Bună seara! Da, bună seara! După voce, să recunosc pe domnul Ovidiu Ianițoaia, da? Da, eu sunt. Bună seara, spune. Bine ați venit la TV Giurgiu, domnul Ianițoaia. Mihai Dândăreanu vă salută cu respect și vă dorește la mulți ani și sănătate de plină. Bună seara, unde sunt la TV? TV Giurgiu, simplu. Știți că o onoare prea mare pentru mine. Cu niște ani în urmă, dumneavoastră eram tot cu domnul Genu, prietenul dumneavoastră, și ne-ați atras atenția că suntem prea înghesuiți undeva. Suntem prieteni? Nu, eu am pus de la mine. Așa? Nu, dar n-am reușit să aud decât câteva cuvinte când mi-au făcut colegii dumneavoastră legătura și l-am auzit pe Dragoș spunând că n-are talent. Sunt absolut de acord cu el, să știți că n-are. Păi dacă dumneavoastră, care a fost cel puțin 4 ani... Nu știu la ce se referea, dar recunoștea cu bărbăție că n-are talent. Probabil vorbea despre
încercările lui nereușite de a intra la teatru. Și dânsul Toma ne spunea că ar fi vrut să ajungă să joace cu John Wayne. Eu măcar am încercat, Traiane, tu nici măcar n-ai avut curaj să o faci. Să dau la teatru. Eram zdravăn pe vremea aia. Cu timpul m-am mai deteriorat, dar atunci eram normal. Domnule Ionițoaia, suntem la o emisiune despre oameni, oameni și destine. Și în această seară, ca invitat, îl avem pe domnul Dragoș Ujenuc. N-a avut. Aș fi vrut din partea dumneavoastră, ca un bun prieten, acum vorbim la modul cel mai serios, să ne spuneți câteva cuvinte despre omul Dragoș Ujenuc. Da, l-ați ales bine. Dacă aveați nevoie de un om care să demonstreze că prin forțe proprii se poate ajunge foarte sus. El a plecat dintr-o familie de oameni nevoiași. Mama i-a murit foarte devreme, din păcate. Taică-sul era ceferist, era acasă și a trebuit să crească 4 băieți. Și fiecare dintre ei a reușit în viață, pentru că Nea Vasile, cum îi ziceam noi, i-a învățat să lase loc de bună ziua, să-i respecte pe oameni ca ei înșiși la rândul lor să fie respectați. Dragoș este o dovadă clară de reușită în viață și a făcut-o asta muncind și văzându-și de treabă, ca să zic așa. Înțelegând că lucrurile de zi cu zi sunt cele mai importante în viață, că trăim 2 nunți și 3 botezuri și că normalitatea este un lucru extrem de important. Mie drag, mi-a fost întotdeauna drag. Nu suntem întotdeauna de acord, ne mai și certăm uneori, dar e o prietenie care durează, iată, de 50 de ani și, mă rog, dacă el o să mai trăiască, mai durează 50. Acum, 2 gânduri mă bântui acum după intervenția ta, Traiane. Eu vă cer scuze, vă aud foarte rău, sunt la Teatrul Național la în pauza unui spectacol, unui concert de muzică vieneză. Atunci să nu vă reținem nici prea mult. 2 gânduri mă bântuie dacă mă auzi. Ar fi susurul unui izvor. Da, spune Dragoș, hai, încearcă. Asta mă bântuie întrebarea, cât mă costă ce ai spus tu despre mine și mai mult... Că, pentru cuvintele frumoase, Traiane, vorbim serios. Ai foarte multe datorii și să vrei, nu mai ai timp să le achizi. Da, și vreau să spun partea a doua, serioasă partea a doua. Cred că mi-ai luat, pot să se încheie emisiunea după cuvintele pe care le-ai știut despre mine. E vorba unui clasic și dacă ne certăm, greșim pentru că nu mai avem timp să ne împăcăm. Tu erai clasic. A fost frumos, dar am certat când eram mai tineri, acum... Am devenit mai tolerant. Lasă, m-ați și bătut când eram tiner. Lasă, amintește-ți. Numai... Domnul Ionițoaia, nu vrem să vă mai reținem. În primul rând vreau să vă invităm oficial. Tuturor telespectatorilor din Giurgiu le urez sărbători fericite și un an cu bucurii, cu răbdare, cu noroc, cu curaj. Și noi vă așteptăm la TV Giurgiu cu prima ocazie și de asemenea vă dorim sănătate multă și numai bine pentru 2013 și la locul de muncă și peste tot. La fel și dumneavoastră, numai bine. Mulțumim mult pentru telefon. Domnul Dundereanu, apropo de intervenția chiar neașteptată a lui Ovidiu, văd că l-ați prins la telefon. Noi credem pe toți. Vreau să vă spun ceva. Vedeți, dumneavoastră, vorbeați despre prietenii, despre... caracterul aparte al unei generații. Corect. Și ce înseamnă prietenie în generația noastră? Cu intervenția lui și cu cuvintele pe care eu știu cât de sincere sunt și sunt cu adevărat sincere, nu face decât să ilustreze de ce îmi face plăcere să vorbesc mai mult despre el, unul ca el sau unul ca Virgil sau unul ca cum a fost Candy, unul cum Edimi Sandurescu, atâția alții din colegii mei, decât să vorbesc despre mine. Pentru că pe mine mă definește prietenia cu ei, nu neapărat calitățile mele. Toți avem și calități și defecte. Corect. Dar prietenia este atât de sfântă și atât de valoroasă în existența unui om, marchează atât de puternic viața unui om.
Bine, și dumneavoastră demonstrați tot ce spuneți prin, însăși, prietenia asta pe care mulți o știu, mai ales la generația pe care ați avut-o dumneavoastră. Ce să vă începând spun, în liceu, mai ales. Ce, dacă asta interesează cumva pe Gergiuven, ce frumusețe mai mare, cel puțin acum, chiar și spre apusul vieții noastre, că suntem în partea cam a treia vieții, nu? Bine, până, cum a zis așa domnul Ioaniță, da, până la 80-90 da, mai sunt mai, destui mai sunt vreo 50 de ani. Așa. Ce vreau să vă spun? Concediile ne le facem împreună. Dacă ați vedea la omul ăsta câtă plăcere are de a organiza el toate treburile în concediu, pentru toată gașca care merge în tot grupul, el se ocupă, fiind și vorbitor de patru limbi, fluent, așa, engleză, franceză, da, ajungem și acolo, o să ajungem în America, vreau mai acolo spun, puțin. Vreau să vă spun că noi stăm ca boieri și ele, cu avioanele, cu transferurile la aeroporturi, la taxiuri, astea, el tot. Și noi, deci, între ghilimele, o gașcă model. Îi mai dăm câte un euro. Îi dați câte un euro. O să-i spunem când o să vină și la noi la emisiune, că nu o să scape. Și cu ajutorul dumneavoastră îl tragem încoace. Deci, cu actoria s-a cam terminat. Ce nu? Bine. Așa. Ce bine. Atunci trebuie să vă întreb cum ați ajuns în avocatură. A fost tot o chestie de destin, așa că putea să vă duceți în alt domeniu, nu? Vedeți, boala tinereții, domnule, te visai dacă... nu actor, cel puțin un om care se împarte dreptatea, cam asta era de capul meu pe vremea aia. Și chiar eram dominat de plăcerea aia de a fi eu ăla care se împart dreptatea. E turbarea tineții, asta e, ce să mai... Ca să descoper pe urmă, făcând dreptul, că era pasiunea a doua mea, făcând dreptul, am intrat din prima, nicio problemă când am dat. Bineînțeles, și aici am amintit tot legate de Virgil și de Traian și de Candi, ei fiind studenți deja, pentru că ei și-au dat treabă și-au dat la o facultate accesibilă lor și-au intrat. Și am intrat cu 3 ani mai târziu. Făceau, cum erau ceaiurile dansante pe vremea noastră, știți dumneavoastră. Așa se numeau. Și ei mă închideau într-o cameră alături la Ionițoaia sau unde să ține asta, la Cucu, Dumitriu Vameșu, care cu prieteni și colegi. Da. Mă închideau într-o cameră alăturată, nu mă lăsau să ies, ore în șir. Îmi dădeau capitole și spune, până nu le știi pe astea, nu ieși de acolo. Și, învățam de mă găseam. Erau la dans. Da, ei s-au auzit acolo buzuitul muzicii. Aveam un pic, am dat la nenorocit leșinat. Dar s-au îndrași după ala. Și eu învățam ca prostul dincolo, și, dar mă chemau la dans. Și mă țineau 3-4 ore acolo și când vedeau ei că știu bine ce m-au pus să învăț în seara aia, pentru ziua aia, asta s-o ses. Acum o mică pauză aș vrea în discuția noastră ca să trecem la alt moment. Este vorba de cineva apropiat mie, asta ca să știe și telespectatorii noștri că ne leagă totuși ceva. Deci ați fost coleg cu tatăl meu pe timpuri într-o instituție anume și ați rămas prieteni cam până la dispariția până aproape sa. De dispariția dumneavoastră. În ultimii ani chiar nu ne-am mai văzut, în ultimii 2 ani de viața ei dumneavoastră. În rest ne întâlneam, cu atâta plăcere mă întâlneam cu omul ăsta. Deci să fie clar, eu în timp ce încercam să intru la Institutul de Artă Teatrală, la teatru, tot încercam, tot picam cum era firesc, așa era talentul meu, și munceam. Primul an am muncit ca pedagog la Călugărin, la SMT Călugărin, la școala profesională, de mecanică agricolă, unde bucătarul șef era tatăl dumneavoastră. Acum, glumind, spun, aveam tot interesul să mă pun bine cu Neamarin, Neamarin, că mâncam bine, așa, dar dincolo de asta, pentru mine a fost ca un părinte. Nu că sunteți dumneavoastră aici, domnul Dixi, un om de o forță extraordinară. O forță a caracterului. Dom'le, nu era bucătarul șef Marin de Derenu. Nu. No. Era un filozof. Stam și ascultam cu gura căscată la Neamarin tot ce spune despre viață, despre întâmplări. Un bărbat frumos. Făcuse și războiul. Nu știu ce făcuse, dar avea un talent de a, și o forță de a-ți exprima gândurile. Pe noi ne punea vorba, ne ducea la tăcere. Și bărbat frumos. În orice caz, îi păstrez o amintire tare frumoasă și
mă întâlneam cu dumneavoastră și el mă iubea foarte mult. Ținea la mine. Ca pe copilul mă iubea. Și mă răsfăța. Mâncam ca în cei mai buni pe la bucătărie pe acolo. Oricum vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Pentru, că pentru mine a fost o, cum să spun eu, o întâmplare frumoasă din punct de vedere al relațiilor umane. Cu atât mai mult să mă lege cel puțin din partea mea vorbesc și mai strâns prietenia dumneavoastră. Mulțumesc. Și ca să dau și o notă mai veselă, amintirea asta plăcută, care e tristă acum pentru că nu mai e neamărind. Da, a dispărut în tot viață. În luna decembrie. Mai avut un coleg, Nea Florea Rus, dumnealui, erau unul, făceau tântură. Cu Nea Florea Rus, o piticane de om, nu mă înțelegeam de nicio culoare, că era un om drăcos așa și... Dar avea și el farmicul lui. Și termin facultatea, fac dreptul, ajung... Primul an am fost jurisconsult la Alexandria, Nea Florea Rusu al meu ajunsese bucătar șef la un restaurant, Hanu, nu știu care, din Telona, înspre Turnu Măgurele. Și într-o plimbare a mea pe la Turnu Măgurele, la un proces, mă opresc la Han cu colegi, cu niște colegi să mănânc. Când îl văd pe Nea Florea. Mă duc la el tainic, așa. Nea Florica, ce faci cu tare? Cine ești tu, mă? Păi sunt Dragoș, Eugeniu, pedagogul de la Călugăreni. Și ce faci pe aici? Păi sunt avocat la întreprindere, am făcut drept. Bă, ți-am spus eu că nu ești prost. M-a lăudat Nea Florea. Ți-am spus eu de atunci că nu ești prost. M-a lăudat Nea Florea. Aveți amintiri multe, sunt convins. Dar vedeți că îi ții minte după nume. Da? Îi ții minte și după nume și după pronume, pentru că, domnule, sunt oameni cu care ai petrecut câțiva ani și eram în formare, ca și caracter, ca și... comportamente, luai de la unul, de la altul. Deci Neamarin, pe Neamarin îl ascultam cu gura căscată, vorbea. Că aveai ce mățat de el. Asta e. Să mergem mai departe. Un nume care vă este cunoscut, Florian Nicolae se cheamă. Astăzi a depus jurământul în Camera Deputaților, pe acolo pe unde a trecut și domnul Dragoș Eugeniuc, într-o legislatură. De ce am amintit de acest nume? Fiindcă prin eforturile domniei sale s-a născut și această televiziune TV Giurgiu. Locul de deputat știm cu toții și l-a câștigat datorită voturilor primite din partea cetățenilor acestui oraș și dacă ne vede sau ne aude acum, mâine, îi transmitem la mulți ani și o activitate rodnică și în beneficiul celor mulți, celor care l-au votat. Vreau să mă iertați. Dumneavoastră, care a trecut prin asemenea momente, ați fost deputat, ce puteți să-i urați acum proaspătului parlamentar? Păi de asta vreau să fac, eu nu mă înghesui tare cu urările și cu astea, pentru că Floricel... Să-i ridică moralul. Floricel, vreau să știe toată lumea, cunoaște cel mai bine ce... sentiment nu trăiesc eu pentru el, de prietenie sinceră și absolut dezinteresată, el știe cel mai bine lucrul ăsta. Și este omul care mi-a mărturisit, asta o spun să știți și dumneavoastră și ciugiuveni, fără rezerve că modelul lui de familie în viață, în viața lui, familia mea, că de ce nu a spus el că și ca om ar vrea să facă cam ce am făcut eu în viață. M-a onorat cu cuvintele lui, motiv pentru care el știe că nu poți să urăsc decât tot bine din lume. Mai cu seamă că Floricel este, după opinia mea, cel mai meritoriu, cel mai mitos parlamentar pe care l-a dat Giurgiu. Să nu credeți că o fac din falsă modestie. Eu am intrat pe listă de partid. Atunci Lucian Ilescu a hotărât cu puterea care avea și a avut-o până când i-a luat-o electoratul, așa, au hotărât că eu să fiu un candidatul lor al liberalilor la funcția de parlamentar de deputat. Și am intrat în Parlament. Nu cu lejeritatea și nu cu aplombul cu care a intrat Floricel.
Pentru că vreau să vă spun, lăsând falsa modestie la o parte, e o modestie solidă și corectă. Eu n-am făcut ce a făcut Flogel în Giurgiu. Nu televiziunea, că televiziunea a făcut după ce a ajuns să aibă bani, după ce a făcut afacerile care le-a făcut prospere și corecte cum le-a făcut, omul a făcut rost de bani și a ajuns să facă și o televiziune. Alții cu banii fac cu totul alte lucruri. El a înțeles și înțelege să facă lucruri necesare, lucruri bune pentru oameni. Face, sigur, și pentru el, dar eu vă spun, Floricel și-a câștigat cu mare aplomb, cu o forță pe care nu o egalează nici eu, nici Bădălău, nici nu mai vorbesc de cei din Nord, care au candidat în Nord. Altele sunt conjuncturile care te împing într-o funcție. Floricel, să ține minte vorba mea, să dea Dumnezeu, că știți, așa e, viața te poate schimba. Eu sper ca el să nu se schimbe. Sau dacă se schimbă, să se schimbă în și mai bine decât e. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să-i păstreze mintea întreagă, să facă ce a făcut și ce l-a propulsat în funcția de parlamentar și undeva, poate și mai sus îl va propulsa. Dar despre aceste posibilități, poate dacă mai avem prilejul să revenim, o vom face. Da. Încheiind despre Floricel, când nu e bine să ridicăm o sanale prea mult, să nu-și ia în cap. Așa? Nu și-o ia, pentru că Floricel este un om... Nu e omul care să-și piardă mințele în laude și în suflat în ureche și așa mai departe. Nu. Nu-l văd capabil de așa ceva. Dar eu mi-am măsurile de rigoare, așa, și spun, laudă-l în somn, ca pe copil. Perfect. Puteți să dați o definiție politicii, domnul avocat. Fiindcă, de ce spun lucrul ăsta? Din ce am văzut, mai ales. Primează la noi, mai ales în ultimii ani, lovituri sub centură, lovituri pe la spate, trădări, multe neadevăruri, denigrări, deci numai lucruri bune, între ghilimele. Domnul Dândereanu, ați ajuns într-un punct extrem de sensibil, extrem de delicat. Definiția politicii, nu sunt eu în măsură să o dau, dar sunt în măsură că mai îmi funcționează memoria așa, cum funcționează ea. Printre altele, mi-amintesc, sunt precepte, sunt ziceri înțelepte ale unor oameni mari de stat, mari politicieni ai vremilor, ai istoriei. Mi-amintesc de Churchill. Churchill a spus că în politică nu există prietenii, nu există dușmănii, există doar interese. Mi-e teamă că este cea mai valabilă dintre definițiile, adică dintre cugetările care pot defini politica. Din păcate, eu cred că aici consistă esența politice, interesele. Și vă mărturisesc că eu am simțit-o din plin în mandatul meu de parlamentar, când stăteam, vreau să vă spun ceva, în paranteză, eu nici aia care tocmai interveni. M-a întrebat după vreo 2 ani de parlamentarism. A zis, băi Dragoș, e vreunul un parlamentar mai prost ca tine? Acolo? Cum noi glumim între noi, că am dat-o pe glumă. Cu timpul mi-am dat seama că întrebarea a fost justă. Și am venit și i-am răspuns, nu e altul mai prost ca mine. Cred că eram printre, îi numer pe degete în parlament, dintre parlamentare care nu foloseau telefonul ca să rășeau telefoane vorbind, ba, cum merge afacerea, cum merge aia, ce face încolo, ce face încolo. Nu-i interesa lucrările parlamentului, participarea la dezbateri. Și eu asta făceam. Pentru că, iată, naivul Eugeniu, că a crezut că chiar de aia s-a dus la parlament. Dar asta am făcut 4 ani. Mai avem o intervenție. Mă rog. Bună seara! Bună seara! Știința asta de a recunoaște vocile. Domnul Virgil Căinaru? Da, profesorul Virgil Căinaru la telefon. Bună seara, domnule Virgil. Bună seara. Și bun venit la emisiunea noastră la Oameni și Destine de la TV Giurgiu. Lângă mine este un prieten de-al dumneavoastră, domnul avocat Dragoș Eugeniuc.
Dacă vreți să-i transmiteți câteva cuvinte acum de sărbători. Da. Să-mi dea un telefon mai bine. Nu, să facă direct, că mai are și ceva de spus. În primul rând, mă bucură dacă îmi dai un telefon, Virgile, mai bine îmi dai un telefon, că să-ți fixezi și ziua când să vii cu ploconul, că doarești vinul. Da, da, da. Poate intru în grevă, nu se știe. Protestez. Da, vă ascultăm, Finule, vă ascultăm. Da. În primul rând, mă bucură faptul că în Giurgiu s-a creat un studio de televiziune. Nu l-am văzut până acum, dar o să aveți ocazia, și... o să aveți ocazia. Mai tot una asta. Cu emisiuni diversificate și nu e chiar o surpriză extraordinară că domnul Dândăreanu, care a fost și sportiv, a avut și emisiuni și are emisiune de moderator de sport. Virgile, te-a rugat să vorbești de mine, nu de dumnealui. Laudă-mă pe mine, nu pe da, imediat. Sunteți invitatul meu la emisiune, la sport. În emisiuni din acestea civile și îmi face plăcere subiectul asemenea emisiuni. Despre domnul Ujeniu, că este un domn, ce pot să spun decât lucruri de bine? În primul rând că trebuie să recunoaștem chiar și... adversar nu are decât la bară, că este o personalitate a orașului. Eu am fost să-l cunosc de la vârsta de 16 ani, de când ne-a selectat între umaniști și real și umanistică la liceu Maiorescu. Bineînțeles că pe cei talentați i-a trimis la umanistică, desen, muzică, sport, mai ales filologie franceză, limbi străine, unde am fost coleg de clasă, uneori și de bancă cu el, Ioan Ițoaia și Antonescu și alți colegi, o serie foarte bună. Ce vreau să spun că... Păi vreau să ne spuneți ceva așa care v-a deranjat în cei 4 ani de liceu, cu ce v-a supărat? Că mi-a spus odată mie. În cei 4 ani de liceu... erau mici șotii așa la vremea respectivă față de ce este acum, așa că sigur se televizează din K1, iau și fetele exemplu să mai bat așa, astea sunt lupte zilnice în învățământ, bătăile între elevi, dar Dragoș avea următorul un talent, să-i spunem așa, de a imita profesorii și foarte bine, foarte bine limita pe profesorul de latină, domnul Enea Ilie, care ne era și diriginte. La umanistică, sigur că făceam latina în fiecare zi, inclusiv sâmbăta. Și dacă închideai ochii și l-ascultai cum imita pe domnul Enea și gestica extraordinară, aveai impresia că este în clasă domnul Enea. Odată, mi-aduc aminte că a intrat, sigur, la oră, că se sunase și el, Dragoș, la catedră, îl imita pe domnul profesor Enea. S-a oprit în ușă, domnul profesor Enea, l-a ascultat și zice, băi, dar ești extraordinar, zice, tu ar trebui să te faci artist. Asta a fost așa o chestie. Pe lângă faptul că a făcut și ceva sport în liceu, juca fotbal, bineînțeles, de amator, așa. Nu v-am întrebat. A fost de multe ori selecționat să spună poezii, nu avea subiecte politice cu Ceaușescu, că pe atunci, până în 60, încă nu prea îl cântam, îl lăudam. Păi nu, că era Gheorghiu deja. Dar s-a bucurat de sfaturile și îndrumarea profesorului Victor Carpin. Domnul Virgil. Da. Mă iertați o clipă, noi mai avem multe aici să ne destăine, domnul avocat. V-aș întreba acum să punem și capăt convorbirii noastre în premieră la TV Giurgiu. Domnule, ce v-a legat totuși în prietenia asta care a rezistat atâția ani? Pe mine plocoanele. În primul rând... Deci dânsul v-a răspuns, plocoanele care îi le aduceați, dumneavoastră... Faptul că am fost colegi de liceu, că ne cunoaștem de foarte mult timp, evită că am fost un grup cu Ovidiu Ioan Ițoaia, cu Antonescu Candid, care nu mai e printre noi, Vasilescu Dumitru și alți colegi de liceu, am rămas așa de bun prieten încât Dragoș este...
ca și frate cu Ovidiu Ioanițoaia, deși Ioanițoaia a, mă rog, a făcut ucenicie la Eugen Barbu, la Adrian Păunescu și are prieten de mare valoare, așa, prietenul lui de suflet, când vrea să se reculeagă, să se odihnească, să se relaxeze, este Eugeniu. Și mi-aduc aminte că joacă șah, sunt rivali la șah de ani de zile. Și faptul că avem atâtea amintiri în comun, așa, ne-a ținut împreună. El acum, anul ăsta, zice că eu am lipsit de la două mari aniversări, de la gapa de 50 de ani, și acum vreo câteva săptămâni de la ziua lui, zice, mă, au ieșit amândouă extraordinar de bine că ai lipsit tu. Deci, totuși, e un lucru pozitiv. Da, da, da. Domnule Virgil, noi mulțumim pentru telefon și pentru cuvintele frumoase, da, la adresa invitatului. Și mai vorbim că vine lăsata să-i cuvânt. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la o emisiune la TV Giurgiu. Da, cu plăcere. Bun. Mulțumim mult de tot. Bună emisiune seara. Emisiune plăcută în continuare. Și la mulți ani. La revedere, la mulți ani. Vă avertizez că va trebui să faceți emisiune în vreo două ore jumate. Virgil? Nu e problemă. E cel mai vorbăresc dintre noi. Dacă ne și preveniți, o să ne luăm măsuri de siguranță. Da. Începem dimineața și terminăm seara. Cu pauze. Bun, revenim la ale noastre, cum ar veni. Știți că noi în istorie ne fălim, domnule avocat, cu multe lovituri de stat. Că veni vorba acum de lovituri de stat, lovituri sub centură. Sunt vreo 157 pe care istoriografia le-a... În ce perioadă 157? Începând de la... Nezate, voievodate și începând venind încoace, așa? Asta vreau să vă întreb puțin. Da, vă rog. Nu cred că sunt 157, că sunt 557. Că ați uitat să repuneți pare din comuna primitivă, că noi cred că am trădat înainte de a ne constitui ca nații. Deci ieșim, domnule avocat, foarte mult în evidență cu lucruri negative. Din păcate. V-aș întreba, că mi-a venit rapid așa întrebarea, dumneavoastră, cu câte lovituri de stat ați fost contemporan? Deci, la o vârstă care nu conta câțiva anișori, abolirea monarhiei, care a fost o lovitură de stat și cu siguranță a fost o lovitură de stat și pretinsa revoluție din 89, despre care foarte mulți spun că a fost o altă lovitură de stat. Deci, că la număr sunt două, da? Două. Cam așa. Cam două, deci cam așa. Din 157, da. Dar lovituri sub centură, să nu mă puneți să vă spun la câte am asistat. Numai în Giurgiu câte s-au petrecut și numai în ultimul an. Multe. Se poartă, e la modă? Rușinos de multe. De la oameni la care nu te așteptai să aibă asemenea manifestări. Și ale căror pretenții sunt enorme și se cațără în funcții și în poziții fără jenă, știind că locul lor nu e acolo. Apropo că mi-ați deschis o pârtie, cum s-ar spune, ca la schi, mai aveți așa încredere în viitorul ăsta al politicii giurgiuvene? Are vreo șansă pentru viitor să... Domnul Dândărea, nu. ...descopere oameni? Mi-e teamă că dacă mă stârniți... Voi fi greu de oprit. Știți poezia lui Coșbuc? Pe bătân, dacă îi pornești, sunt greu de oprit. În legătură cu subiectul ăsta, dacă veți avea, voi avea și eu disponibilitatea și dumneavoastră amabilitatea să mă invitați, să discutăm pe larg despre întâmplările din politica giurgiuveană, despre posibila soartă a acestei politici giurgiuvene, vă voi spune multe. Asta seară mă rezum, dar vă spune că dacă vor dispărea unii dintre noi din politică, politica ar avea șanse la Giurgiu. Dacă însă nu facem pasul înapoi, cei care ne-am dovedit a fi falimentari, nu știu eu cât de falimentar m-am dovedit, dar știu cât de nedorit am fost. Și știu și de ce. Și știe toată lumea de ce. Adică asta e. Însă, dacă cei care au făcut de rușine politica
atâta cât e ea. În Giurgiu nu fac pasul înapoi. Un partid cum e Partidul Național Liberal, de exemplu, nu se va alege nimic de el, vă spun. Trebuie făcut ceva. Adică fiecare o să aibă... Trebuie lăsat partidul pe mâna oamenilor responsabili, detașați de interese sau mânați de interese mult, mult mai puține decât se manifestă astăzi. Dacă mergem cu golănia și cu ciolănia în continuare, nu facem decât să ne aliniem la politica generală din România. Acum, eu nu știu ce soartă ar putea să aibă viitorul politicii giurgiuvene, atâta vreme cât viitorul politicii românești, în ansamblu ei, este pus în semnul întrebării. Uitați-vă ce se întâmplă. Stăm sub obrocul acestui om care se pretinde președinte. Îmi pare rău că nu vreau să-l atac, vreau doar atâta să comentez ca om asistent la ce se întâmplă în jurul nostru. Îl invită pe Ponta la Cotroceni și scrie, cred că l-avea și conceput, un protocol cu Ponta. Un pact de neagresiune ăsta care nu-l mai comentez eu acum, că toată lumea știe ce s-a întâmplat acolo în Cotroceni. Și-au semnat. Și-am văzut. Este comportament de președinte al României. Să scrii tu o hârtie că nu-l mai faci porc, nu a spus chiar așa, dar asta, că nu-l mai faci pisic, că ăla să nu-ți mai spună că ești mincinos și că ești nu știu cum. Asta este menirea ta ca președinte și să spui te Băsescu 12-a-12-a-2012, așa ceva, și ora. Astea-s golănii, domnul Dixi, astea-s golănii, domnul, intolerabil. Unde-i demnitatea? Unde-i, cum să spun eu, prestanța instituției prezidențiale prin omul care o reprezintă? Deci, să iei hârtiile și să te duci cu ajungem tot la destin. La Schulz. La destinul țării, nu? Încă are legătură, nu? Și te duci la Schulz, te duci la Barroso, te duci la aia și mergi cu copiile, cu hârtiile alea acolo și le arăți. Să vezi ce ai făcut tu. Acum, Ponta nu este de condamnat că s-a dus să semneze hoteca asta. Că eu vă spun ce a fost în sufletul lui. Eu pe Ponta îl cunosc foarte bine din aia 4 ani cu care când am fost colegi cu el și cu care mă înțelegem foarte bine. Nu am nicio... Ponta a zis în gândul lui, mă duc, sunt convins că astăzi, mă duc la nebunul ăsta să semnez ce spune el acolo, să fie liniște și pace, să facem dracului odată un guvern cum l-o face, să pornească țara asta din loc. Corect. Sunt convins că asta a fost în cugetul lui Ponta. N-am nicio îndoială. Nu cred că a avut el mare plăcere să semneze prostiile care le-a pretins Băsescu. E ceva de neimaginat. Asta este părerea mea, explicația cu gestul, cu acceptul Ponta de a semna, cu asemenea porcării. Asta e o porcărie. Astea sunt maniere, astea știți, spunea cineva la o televiziune centrală, superb, a spus-o. Se adună aia cu tare și fac staborul. Ca la aia, domne, ce-a făcut deșteptul ăsta de președinte al României. Mai ce mai josnic decât un stabor a fost. Nu intru în amănunte, fiindcă, cum a spus dumneavoastră, ne-ar fi trebuit o oră separat pentru acest subiect, cu altă ocazie. Iertați-mă că și asta vreau să încheiem cu politica, că n-am venit pentru asta. Iar ceea ce este absolut necesar pentru politica giurgiuveană, dacă vrem să salvăm construcția asta USL, care este extrem de importantă, s-a dovedit a fi benefică dacă este bine gestionată. Eu aș numi-o pacea de la Giurgiu. Pacea de la Giurgiu care nu se poate face cu actorii actuali. Actorii actuali care a dat la picioare pe sub mese partenerilor. Adică Bădălău a fost lucrat pe față. N-am pomenit așa ceva. E a doua oară când mă revolt fără rezerve și știe bine cine e în cauză. Cel în cauză știe. Are pus ca pe căciulă. Și dacă mă supără, eu mai spun
de câte ori vrea. Cum e posibil așa ceva? Să lucrezi împotriva candidaților USR, tu care ești candidatul USR? Păi am spus bine, numai la Giurgiu, nu se pot întâmpla deci dacă nu lucruri. Se face, încheie pacea de la Giurgiu, cum zic, politica giurgiuană este dusă. Deci nu se poate. Punctul meu de vedere este. Ajung să spun că Anton s-a dovedit a fi, care mi-a fost adversar politic, să știi, s-a dovedit a fi mult mai corect decât restul responsabililor peneliști. Gata, am terminat cu politica da, în această seară. Sunt prea supărat pe aspectul ăsta. E atât de grav, domnul Dixi, încât chiar merită o dezbatere deschisă, amplă, deschisă și care să ducă la măsuri extreme în partidele care trebuie să se primenească. La TV Giurgiu veți găsi... Și la PSD e valabil. Eu sunt PSD-ist acum. Da. Pentru că sunt PSD, eu le-am spus colegilor de la PSD. Sunt PSD-ist de conjunctură pentru că vreau să fac politică. Politică nu pot să fac alături de oamenii care conduc acum PNL-ul. Dar eu sunt liberal în cugetul meu, nu? Însă o fac politică PSD-istă pentru că este de făcut și politică PSD-istă dacă o faci de bună credință. Și până la urmă e vrerea poporului... Și la PSD poporului... trebuie pace. Și la PSD Giurgiu trebuie pace. Trebuie să lăsăm orgoliile deoparte. Trebuie să lăsăm prostiile deoparte. Trebuie să ne adunăm. Și e momentul, nu? Adică e propice... S-a ajuns, s-a câștigat ceva enorm. USR au câștigat fantastic. 6-6. Nevisat vreo victoria atât de zdrobitoare. Ei trebuie să apere această victorie. Inclusiv și cu sprijinul dumneavoastră, poate lucrurile vor merge spre bine sau eu, spre foarte meu, bine. Va fi acolo unde va fi cerut. Nu mai sunt dispus să... n-am forța, adică n-am forța, dar nu... consider că e totuși o chestie de bun simț să te stai liniștit dacă nu te vor cei care cred ei că sunt conducătorii politici românești. Stimați spectatori, tot vorbind de destine, vreau să reamintesc și eu de la acest microfon că în această perioadă, în luna decembrie, și chiar suntem în zilele importante din 1989, cum s-ar spune, când și România și poporul român au avut o clipă de să zic așa, de stagnare și destinul le-a orientat existența spre o altă direcție începând cu 89. Luni care a trecut, 17 decembrie, s-au comemorat la Timișoara cei 111 eroi martiri care au murit în urmă cu 23 de ani pentru libertate. O constatare dureroasă, cum toată lumea vorbește la această oră, că de la an la an, tot mai puțin sunt cei care mai participă la comemorări. Tot mai puțin își aduc aminte de eroii Revoluției. 17 decembrie a fost declarată la Timișoara zi de doliu, fiindcă de la Timișoara s-a răspândit vântul de libertate și curajul de a se opune regimului Ceaușescu în toată țara. Știți după aceea ce a urmat, vin și celelalte zile, când, într-adevăr, destinul României s-a schimbat total. Am spus și eu aceste cuvinte, fiindcă suntem în această perioadă de aducere aminte și când se fac 23 de ani de când am ieșit, sau au ieșit cei mai mulți români în stradă și și-au cerut drepturile. Revenim la domnul Ujeniuc și vreau, domnul avocat, să ne referim puțin și la profesia dumneavoastră. De-a lungul vremii ați apărat fel și fel de oameni în procesele, eu știu, penale, civile. Vă mai amintiți de unele dintre ele așa? Că e o viață domn până la urmă, nu? Să trec în ordine, că ați pomenit ceva despre Revoluție. N-am să comentez în nicio formă e bine sau e rău ce s-a întâmplat. Cu siguranță că Revoluția are bunele și relele sale. Cu siguranță că am câștigat o libertate relativă, dar am pierdut alte valori, printre care siguranța personală,
ordinea, disciplina socială. Și respectul față de legi. Respectul față de legi, care e adevărat că erau impuse atunci prin alte metode. Și aici deci, sunt de acord cu asta. Deci se pare că de natura umană este frica și se pare că nu putem scăpa de ea. Dar eu, discuția ar fi de ore și nu de minute și mă abțin să caracterizez efectul revoluției. Atât vreau să spun că vedeți că și acolo a fost nebunia care ne-a scos în stradă. Am luat-o și eu spre cu mulțimea la da, Comitetul deci Județean de Partid. Mi-ați luat înainte. Și dumneavoastră ați fost văzut da. În primele rânduri în 89. Deci, bine, da, acum, da, așa este. Eu nu am fost în primele rânduri. Am fost primul care cu ochii spre securitate, cu frica că mă împușcă, dar nu frica, greșit spus frica, nu-mi pasă. Am fost primul care am vorbit din balconul. Eu, pe urmă, venit Popescu, adică după Popescu, Gaghi, ăștia am fost primii. Dar am fost primul și am fost ultimul la funcție. Păi așa era regula, nu? Da. Sau cum? Deci, nu m-a interesat. Eu am profesia mea. Motiv pentru care și la politica am renunțat așa de ușor și nu m-a mai interesat nicio candidatură. Și totuși au însemnat aceste evenimente pentru viața dumneavoastră? Că vorbim de destine. Pentru mine, domnul Dundeanu, a însemnat pentru mine ca profesionist, ca avocat. Altfel se face meseria, cum fără discuție. Profesia de avocat a devenit o profesie liberă cu adevărat. Adică nu o facem. Cine vrea să o facă? Nu, vă mulțumesc pentru răspuns. Mi-am duc aminte acum că vă întrebam de niște procese mai deosebite. Să nu le uităm. Întrebarea a doua. Să nu le uităm. Că sunt într-o carieră sunt omul și lungă. Nu sunt singurul, fără îndoială. Am o sumedenie de colegi, două sumedenie. Destui colegi, dar nu chiar foarte mulți. Așa, care fac cam ce fac și eu. Ne facem profesia. Cu oameni cu bani mai mulți, cu bani mai puțin, cu bani deloc. Nu contează condiția clientului. Obligația noastră să apărăm oamenii, că asta ne-i profesie. E ca la doctor. Dacă e unul urât, nu-l operează doctorul Dinu? Nu, operează pe toată lumea. Așa. Deci nu se pune problema. Nu ne ale... Eu unul nu-mi aleg clienții. Nu mi-am permis să intre un amărât la mine în cabinet și eu să-i spun să mă uit că e cu zgârcit la el așa, că nu prea arată bine și bănuiesc că nu are să plătească un onorar mulțumitor. Nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, am amintiri despre cazuri în care am refuzat chiar să iau bani pe procese, apărând chiar gratuit pe unii oameni care extrem de nevoiași. Vreți să vă spun? Credeți-mă, sub cuvânt de onoare, că nici nu se compară satisfacția de a apăra în asemenea procese cu satisfacția de a apăra în procese cu bani mulți. E un dat la mine și nu numai la mine. Popescu este alt fraier, poate mai mare ca mine în profesie, dar e bine. Ne, vorba unui personaj important din istoria României, ne simtem bine. Da. Procese a celebre. A vrut să-și vândă vaca, doi bătrâni care, al căror fiul era judecat la București. Acum 94-95. Și eu îi duceam la să judeca pentru omor la Tribunalul București. Și eu îi duceam cu mașina, îi luam de la Vieru, dimineața procesul. Și vrea să plătească și nu mai avea bani sărat și vrea să plătească. Le luasem un orare micuț acolo. Și mi-au spus că au un teren sau o vacă, nu mai știu ce. Mi-au spus că vând. Ca să-și plătească un orare. Ce un orare? Păi i-ați plătit. Nu, domnul avocat, ăla nu e un orare. Și într-adevăr nu era un orare, era foarte puțin. Și le-am spus clar, în momentul în care mai pomeniți de vânzarea, nu știu, să-și vânzi vaca, îi hrănea pe ei. Și o să le accept să-și vândă vaca, să moară de foame, să-mi plătească mie un orar. Le-am spus că renunț la proces. Și am potorit. Deci, astea sunt satisfacțiile.
ce bine te simți când faci așa ceva. Numai cel care face binele ăsta poate să simtă. M-ați întrebat de procese mai importante? Mai importante, care dumneavoastră le țineți minte în complexitatea lor. Eu am fost și judecător. Sentințele lor. Vreo 10 ani. 10 Sigur, ani. Da. Și se știe. Am avut procese și atunci destul de importante. Frumoasă profesia de judecător. Frumoasă și de o noblețe incomparabilă. Frumoasă meseria și de avocat. Și de o noblețe la fel de incomparabil. Avem meserii frumoase? Singura condiție ca aceste profesii să se mențină frumoase, să le faci cum trebuie. Și cea de judecător, și cea de procuror, și cea de avocat. Noblețea profesiei ține de seriozitate. Atât. Din păcate, uscăturile sunt și acolo, și acolo, și acolo. Din păcate, foarte din păcate, nu sunt puține uscături. Asta e. Deci sunt cam multe. Am avut îmi vine minte acum un proces în care apăram pe unul acuzat că și-a omorât tatăl. După învărăști, parcă. Și am acceptat să-l apăr. Aveam convingerea că el e autorul omorului. Probele erau însă foarte subțiri. Aveam, după indiciile, după care erau în dosar, același gen de probe sau indicii pentru încă 4 frați ai lui. Toți erau propozabili să fie trimiși în judecată, toți ar fi avut acces în locuința victimei, la fel cum a avut și ăsta. Și atunci mi-amintesc că am pledat, am început pledoaria cam așa. I-am spus, domnule președinte, sunt convins că cel pe care îl apăr este vinovat de ceea ce a făcut, dar vă rog să-l achitați, pentru că eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-am puterea să semnez sentința de condamnare. N-am probe. Păi spuneți-mi sentința. N-am probe. Și achitare. Deci achitare? Da. Bun. Dar cum este? Că e ca și în sport. Procese care le pierzi, procese care le câștigi. Când le pierdeți, cam care e starea de spirit așa? Vă supărați? Încă o dată, vreau să spun că suntem câțiva în barou Giurgiu și București. Cunosc câțiva avocați și avocați mari din București care au atitudinea care și eu am abordat-o și o am întotdeauna. Regret și mă revolt când pierd un proces în condiții incorrecte și se întâmplă. Așa, datorită suficienței manifestate de magistrat, de judecător, superficialității, dacă vreți. Așa. Și nu am niciun fel de regret și nicio supărare când pierd în procese în care judecata s-a desfășurat corect. Asta e. Dacă judecata e corectă, nu e nicio problemă. Pe scurt, așa, aș vrea să vă întreb, fiindcă ați fost și șeful baroului de avocați Giurgiu, cum vedeți viitorul avocatorii giurgiuvene, fiindcă mulți tineri cred că v-au trecut și prin... Da, eu n-am avut foarte mulți stagiari. Pentru a intra în tainele acestei meserii deosebite. Că m-am lipsit 4 ani în Parlament, atunci n-am avut. Acum, după ce am venit în Parlament, n-am mai luat... Dar, bineînțeles că lucrez cu avocați tineri, lucrez, mă consult cu ei. Să știți că de multe ori întrebăm pe cei tineri despre lucruri pe care noi nu le-am pătruns încă. Sunt lucruri, nu poți să acoperi toată aria dreptului cu cunoștințele tale. Constat că există posibilitatea ca avocatura în Giurgiu, mă refer la baroul Giurgiu, să înceapă să miște. Că ce se întâmplă? Suntem peste 100 de avocați în baroul Giurgiu. Mulți veniți, puțin chemați. A fost o vreme în care eram chiar alarmat că se degradează profesia, că oameni cum sunt Popescu, Răpăsatul, Săracul, Regretatul, Preotul și mai sunt câțiva
oameni serioși, care mai în vârstă, nu vor avea urmași. Nu vom avea urmași. Constat cu satisfacție că apar tinerii destoinici, încep să ridice căpuțul. Nu vă dați seama ce plăcere e când constat preocupare și interes și profesionalism la copilașii ăștia care vin și au intrat în barul. Adică vine generația următoare, da, nu? Da, e salvarea profesiei, pentru că, să știți, devenise îngrijorător, devenise fenomen, impostura și suficiența, lipsa de pregătire. Oameni care cu greu se descurcau să scrie, dar minte să vorbească. Deci, din punctul ăsta de vedere, ca profesionist în ale avocatorii, sunteți optimist în această direcție? Mai degrabă încep să sper. Mai corect spus. M-am uitat așa că aveți un ceas frumos și m-am uitat și la oră. Noi am început puțin mai târziu. Vreți să fac și eu ce a făcut Boiculescu cu Badea? Ce a făcut? I-a dat Badea ceasul, Badea ceasul lui și Boiculescu i-a dat mașina. Eu vă dau ceasul, îmi dați mașina? Dacă vreți să o luați, eu vă dau și fără ceas. Dacă aveți nevoie, fiindcă sunteți prietenul meu. Da. Vreau să vă întreb în continuare, fiindcă ne apropiem de final, dacă mai rețineți numele de oameni care v-au influențat în viață în mod decisiv. Domnul Dreanu, eu vă spun nu că suntem la emisiune de televiziune. Ca om vă spun, am credința că orice om pe care l-am întâlnit în viața mea, într-un fel, mi-a influențat viața. Mi-e foarte greu să spun care anume a făcut-o mai mult sau mai puțin. Că, cu siguranță sunt oameni care mi-au influențat viața. Eu cred că am avut o șansă enormă în viața mea. Nu, n-am fost invidios. M-am descoperit în toate ipostazele în care m-a pus viața. Când era loc de invidie, de răutate, vă jur că n-am avut asemenea sentiment. Nu vă dați seama cât ce valoare poți să aibă o asemenea lipsă. Să nu fiți stăpânii de asta. E o povară enormă, invidia. E o povară enormă care te răpune până la urmă. Și eu, care n-am spus niciodată în viața mea, mă, Firar și Dallas, uite cum face ăla și ce face și eu de ce să n-am. Nu m-am gândit niciodată dacă voi ajunge și eu să fiu, ca mai știu eu cine să... Și Dumnezeu se pare că nu doarme. Și m-a ajutat. Frumos. Frumos e adevărat. Frumos și adevărat. E pentru frumos cum a spus și adevărat că dumneavoastră știți cel mai bine. În final aș vrea să vă mai întreb o chestiune pur luată nu ca avocat, ci ca un om pe acest pământ. Un om de știință american ne avertizează că omenirea este în curs de autodistrugere. S-a exploatat nemilos resursele naturale. A devenit o placă asta, dar e adevărat, adevărat. Adevărat. Creșterea demografică a luat amploare, nu mai se poate ține în frâu. Și al treilea lucru, distrugerea treptată a mediului înconjurător. Asta în paranteză spun eu acum, la noi cel puțin sute de mii de hectare, am înțeles, de păduri, de arbori, de copaci au fost tăiați și știți ce înseamnă pădurea pentru om în general. Spunea americanul că toate astea vor duce în final la prăbușirea economiei mondiale. Dumneavoastră, cum comentați? În scurt, așa. Domnul Andreanu, mi-amintesc că nu ai mai făcut și ceva. Eu mai am declarații ale unor oameni grei de pe pământul ăsta, dar nu le spun acum că suntem în preajma sărbătorilor, sunt foarte tragice.
Viața noastră se îndreaptă, dacă nu spun cuvinte prea mari, implacabil spre o tragedie. Problema rezolvării demografiei pe pământ, mi-amintesc că învățam noi la vremea noastră, era unul, Thomas Malthus, parcă, care avea o teorie cu privire la reglarea demografiei. Sunt și invocat ciumele, bolile, molimile, războaiele, mai știu eu ce, cataclisme și așa mai departe, care astea sunt menite să rezolve. Să regleze. Să regleze, să rezolve problema exploziei demografice. Deci aici ar mai fi. Vedeți cum e lumea? Toate se rezolvă prin tragedii, prin drame. Nimic pe cale firească. Nimic prin voința omului. Voința omului este de a duce spre distrugere. Tot prin distrugere se rezolvă problemele. Din păcate. Asta e o concepție a mea. Sunt filozof, nu sunt. Dar e o concepție, hai să zicem, filozofică. Ce la distrugere se răspunde prin distrugere, după cum se spune, cine ridică sabie, de sabie va muri. Așa și aici. E, acum, ce se întâmplă? Hai să zicem că se rezolvă cu dramatismele care domină lumea, se rezolvă demografia. Dar ce te faci cu distrugerea nu lentă, din ce în ce mai agresivă, mai consistentă a planetei? Aici e problema. Da. Din păcate la asta, răspunsul nu e decât unul, pe stilul meu, optimist. Să dea Dumnezeu și sper că măcar în ultima clipă oamenii să trezească. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Vedeți, în momente grele tot undeva ajunge la divinitate, la Dumnezeu, ca să ne scape. Vreau să vă mai întreb o ultimă chestiune. Pe 21 decembrie ce faceți? Unde vă duceți? Stați acasă? Vorbiți legat de revoluție. Nu, legat de apocalipsă. 21-12-2012. Nu vedeți că peste tot se vorbește la apocalipsă? L-am invitat pe Ianița la mine. A, deci vă pregătiți să luați în piept și împreună. Și ăsta care nu s-a dezmițit niciodată cu bășcălia care îl caracterizează, când ce mă vrei să petrecem apocalipsa împreună? Așa că da. Dumneavoastră a și răspuns la această întrebare. Nu am, dar nu vreau să mă gândesc. Apocalipsa, dacă va exista vreodată și o voi apuca, nu o voi simți. Ca nimeni alt. Da. Bine, eu nu prea cred în tot ce se spune. Nu noi, noi suntem în măsură să spunem că se va întâmpla asta sau asta. Dar unii profită de anumite chestiuni și le dilată, așa că să le meargă și lor mai bine în viață. Așa este. Domnule avocat, am epuizat timpul pentru astă seară. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și pentru tot ce ne-a spus. Eu, domnule Dândăreanu, vă mulțumesc pentru invitație. Știți, și aș vrea să vă spun, vă exprim un gând al meu. Aș fi extrem de mulțumit să nu fi plictisit lumea. Nu după dumneavoastră, că dumneavoastră vă vindeți marfă. Dar pe Giurgiu Veni. Și aș vrea să fie cât mai puține aceia care să spun, dar pe cine interesează ce gândește și ce vrea Eugeniu? Asta, să fie mai puțin. Cu proxima ocazie, domnul avocat, o să le spuneți și pe cele care au rămas nespuse. Știți de ce? Fiindcă în timp ce vorbesc cu dumneavoastră acum, mi-am adus eu aminte că am sărit un moment important care se lega și de omul Eugeniuc și de America și de un campionat mondial de fotbal, tot împreună cu Ovidiu Anițoaia, l-ați urmărit pe cel din 1994, lucruri frumoase, deci ați fost martor acolo, dar într-o viitoare emisiune o să vorbim și despre acel. Eu am făcut reportaje și le-am făcut într-o colecție, într-o culegere. Veniți cu ele și... Nu știu, că aș vrea să le procesez și să le... Mulți oameni m-au întrebat de ele. Păi, da. Atunci găsiți un moment vom vedea. V-am spus, bucuria mea mare, tristețea mea mare ar fi să nu fi plictisit oamenii. Bucuria mare ar fi să fie cât mai puțin cei care să spună că nu interesează ce spun eu. Domnule avocat, vă rog frumos, acum la apropierea sfârșitului de an și venirea sărbătorilor de iarnă, aveți prilejul de la acest microfon să vă adresați
și clienților, și neclienților, tuturor giurgiuvenilor, vecinilor, prietenilor și neprietenilor. Pentru toți, pentru toți, absolut pentru toți. Am o singură urare, să ne ajute Dumnezeu. Atât. Vă mulțumesc și vă urez și eu la mulți ani. Stimați telespectatori, încheiem emisiunea din această seară, o emisiune care, așa cum ați observat pe parcursul ei, poate continua, sunt multe de discutat, dar cu altă ocazie. Mihai Dândăreanu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire tocmai miercurea viitoare la aceeași emisiune Oameni și Destine. O seară plăcută în continuare, la revedere!